Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe țară, garantat în plată pentru fiecare elev și student. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorii care, pe perioada vacanțelor stabilite potrivit legii, încadrează în muncă elevi și studenți, beneficiază de un stimulent financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, respectiv 500 de lei. Acestea se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj, proporțional cu timpul efectiv lucrat de către elevii și studenții în cauză pe perioada vacanței. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. În vederea acordării stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor. În acest sens, angajatorii trebuie să depună mai multe documente, printre care adeverință eliberată de instituția de învățământ, prin care se atestă că persoana are statut de elev sau student și urmează studiile la zi într-o instituție de învățământ de stat sau particulară, autorizată sau acreditată, copia actului de identitate al persoanei angajate, copia contractului de muncă avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă și declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte natura posturilor pe care au fost încadrați elevii și studenții pe perioada vacanței. Actele normative care reglementează încadrarea elevilor și studenților pe perioada vacanțelor sunt prevăzute în legea 72 din 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților și hotărârea numărul 726 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii menționate.